hidroelectrica, deci menționau la capitolul riscuri statul român. Păi de ce? Da, și este chiar primul risc, atenție, dintre toată acea pleiadă de riscuri, mă rog, justificabile și justificate pentru a fi menționate pentru investitori mai puțin, mai ales cei care nu sunt chiar foarte familiarizați cu sectorul energetic, riscul de intervenționism al statului român este socotit ca fiind primul, deci probabil cel mai important. De ce s-a întâmplat asta? Păi haideți să facem un pic un recurs la trecut și să ne aducem aminte de re-reglementarea prețului de energie electrică care a intervenit în momentul în care la butoane era, ca să-mi extind la Sibiu Dragnea. Atunci, hidroelectrica a fost obligată să vândă o cantitate destul de mare din producția sa anuală la prețul de, atenție, 112 lei pe kilowatt-oră pe baza unei reglementări care stabilea